Bună ziua, stimați colegi, membri ai Guvernului, desfășurăm ședința Guvernului Republicii Moldova. Astăzi avem o agendă specială, o ordine de zi specială, care este totalmente dedicată examinării amendamentelor, pregătirii și aprobării avizelor la aceste amendamente, la acele proiecte bugetar-fiscale pe care Guvernul le-a elaborat în colaborare cu mediul de afaceri în primul rând, dar și cu toate instituțiile, inclusiv autoritățile publice locale, le-a aprobat, le-a prezentat în Parlament și după prima lectură, ca niciodată, a fost oferită o perioadă de mai mult de 10 zile deja de examinare, a fost oferită posibilitatea tuturor deputaților să examineze, să vină cu amendamente. Iată, astăzi, noi în ședință de guvern urmează să examinăm și să aprobăm avizele la amendamentele la aceste patru proiecte de lege, aceste patru legi. De asemenea, au mai fost incluse pe ordine de zi și alte patru subiecte care tot sunt cu caracter financiar economic, care colegii o să prezinte. Înainte de a procede la examinarea subiectelor, eu vreau să mulțumesc încă o dată tuturor celor care, inclusiv asociațiile de business, cetățeni, autorități, care au contribuit la elaborarea acestor proiecte. Ministerul Finanțelor încă din septembrie a propus spre consultări propunerile pentru politica bugetară fiscală, deci putem considera că acel proiect pe care noi l-am înaintat în Parlament este un rezultat al consultării, al muncii comune, deci în primul rând cu reprezentanții mediului de afaceri. Vreau să mulțumesc colegilor care în aceste zile, sâmbătă, duminică, nopți, le-au lucrat, au examinat amendamentele înaintate de deputați și au elaborat proiectele avizilor pe care noi urmează să le examinăm. Și bineînțeles, nu în ultimul rând, dar în primul rând vreau să mulțumesc acelor deputați care s-au concentrat pe substanță, pe conținutul legilor, le-au studiat, au venit cu amendamente și respectiv prin aceasta contribuie la îmbunătățirea acestor proiecte, pentru că rezerva de îmbunătățire, bineînțeles, tot timpul este. Vreau să menționez și acei deputați care, fără ca să citească aceste proiecte, s-au avântat în speculații, în populisme, bineînțeles, având ca obiectiv alegerile parlamentare anticipate. Eu doar un lucru vreau să vă spun, stimați deputați, care ați făcut doar speculă și ați venit cu diferite neadevăruri despre aceste proiecte. La legile anticipate din mai să luați atâtea mandate, câte adevăruri ați spus despre aceste proiecte. Atât doar din partea mea. Stimați colegi, vă rog să procedem la examinarea subiectelor, inclusiv pe ordinea de zi. La subiectul cadre nu avem propuneri, deci procedem la subiectul numărul 2, domnul viceprim-ministru Serghei Pușcuță. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, și primul subiect care propun să-l raportez este proiectul avizului guvernului la amendamentele expuse de către deputații Parlamentului la proiectul de lege ce ține de politica fiscală și vamală pentru anul 2021. Și se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege prin modificarea unor acte normative ce vizează politica fiscală și vamală pe anul 2021. Proiectul de hotărâre a Guvernului a fost elaborat în baza rezultatelor examinării avizilor, amendamentelor deputaților, a Comisiei Juridice și a Direcției Generale Juridice din cadrul Parlamentului. În acest sens, au fost examinate 85 de amendamente prezentate pe 210 pagini, care privesc 201 propuneri, dintre care s-au susținut 33, parțial s-au susținut 15 și nu s-au susținut 153 propuneri. În continuare, informez despre propunerea vis-a-vis de poziția Guvernului referitor la principalele amendamente parvenite pentru avizare.
1. Cu referire la amendamentele privind excluderea măsurilor de diminuare a circulației numerarului, Guvernul își menține poziția în contextul beneficiilor pentru societate a propunerilor de diminuare a plăților în numerar. Majoritatea țărilor Uniunii Europene au recurs la limitarea mărimii sumei numerarului care sunt în circulație și până la urmă aceste limitări s-au dat cu beneficii considerabile pentru economia națională. 2. Referitor la amendamentele ce vizează sistemul scutirilor personale, soț-soții și pentru persoanele întreținute, menționăm că dezvoltarea economică este bazată pe doi factori principali, forța de muncă și capital. În acest sens, obiectivele și măsurile guvernului sunt orientate spre susținerea încadrării persoanelor apte de muncă în cadrul pieței muncii, fiind propus în acest sens instituirea mecanismului de subvenționare a creierii locurilor de muncă. De asemenea, în cadrul reformei fiscale, demarate la sfârșitul anului 2018, scutirea personală a fost majorată esențial de la 11.280 lei la 24.000 lei, astfel încât scutirea personală actuală constituie o valoare mai mare decât cumulul scutirilor pentru ambii soți până la reformă, care atunci constituia 22.560. Totodată, scutiri suplimentare urmează a fi păstrate și respectiv acordate persoanelor care, datorită anumitor circumstanțe, se află la întreținerea contribuabilului, fiind inapte de muncă, copii, pensionari, persoane cu dizabilități, inclusiv posibil și soțul și soția. În acest sens, se propune majorarea într-un ritm accelerat a scutirii pentru persoanele întreținute cu 50% începând cu anul 2021. Fiind acestea spuse, propun ca guvernul să-și mențină poziția vis-a-vis de scutirile acordate soț-soție și persoanele întreținute la calcularea impozitului pe venit pentru anul 2021. 3. Referitor la amendamentele ce vizează aplicarea impozitului pe venit în mărime de 3% pentru dobânzile obținute de persoanele fizice, menționăm că propunerea Guvernului asigură implementarea unui sistem echitabil de impozitare a tuturor veniturilor persoanelor fizice și, respectiv, Guvernul își menține poziția. 4. În partea ce ține de propunerile aferente modificării regimului taxei pe valoare adăugată în agricultură prin aplicarea unei cote reduse a TVA pentru îngrășăminte și fertilizanți, menționăm că propunerea se susține parțial prin amânarea implementării prevederilor privitor la aplicarea cotei de 12% a taxei pe valoare adăugată în agricultură și a cotei de 12% aplicate la îngrășăminte și fertilizanți, de la 1 iulie 2021. Reiterăm că măsura de revizuire a regimului actual de aplicare a taxei pe valoare adăugată aferent producției agricole primare, inclusă în proiect, rezidă din necesitatea de a asigura dezvoltarea și creșterea competitivității producătorilor autohtoni. Urmare analizelor opțiunilor de politici, inclusiv a practicii internaționale, a fost propusă aplicarea unei cote reduse a TVA de 12% pentru îngrășăminte și fertilizanți, în paralel cu aplicarea aceleiași cote a taxei pe valoare adăugată pentru producția agricolă primară. Prin urmare, prin măsura respectivă, acumulările în cont a sumelor TVA formate din anul 2010 urmează a fi transformate din datorii acumulate în mijloace financiare circulante vii pentru producători agricoli autohtoni. Totodată, un efect pozitiv a măsurii îl reprezintă creșterea mărimii pasibile restituirii de taxă pe valoare adăugată la exportul producției agricole de la 8 la 12% din valoarea exporturilor. Tot aici menționez că Guvernul își menține poziția privitor la punerea în aplicare în Republica Moldova a unei cote orizontale a taxei pe valoare adăugată, începând cu inputurile agricole, la producția agricolă, dar și la valorificarea acestei producții agricole în regim Horeca. Astfel, Guvernul își menține poziția ca, începând cu data din 1 ianuarie 2021, cota taxei pe valoare adăugată în Horeca să fie redusă de la 15% la 12%, iar începând cu 1 iulie 2021 să fie aplicată cota TVA de 12%, atât la inputurile agricole sub formă de îngrășăminte și fertilizanți, cât și la livrarea producției agricole primare. 5.
Referitor la amendamentele ce vizează tratamentul fiscal al mărfurilor importate prin intermediul trimiterilor poștale internaționale, oportunitatea adoptării propunerilor ce prevede excluderea din proiectul de lege a normei care prevede micșorarea plafonului de la 200 la 100 de euro pentru mărfurile importate prin intermediul acestor trimiteri, considerăm că acest subiect urmează să fie examinat și luată decizie corespunzătoare pe platforme parlamentare. Totodată menționăm că Republica Moldova înregistrează o majorare rapidă a numărului de colete poștale importate, aceasta fiind determinată de creșterea comerțului electronic. Aceasta este un fenomen comun în spațiul comunitar, iar țările din zona comunitară au elaborat deja modalități de gestionare a acestor efecte prin aplicarea plafonului neimpozabil a trimiterilor poștale, a căror valoare nu depășește 22 de euro per trimitere, comparativ cu 200 de euro aplicate actualmente în cazul Republicii Moldova. În acest context, modificarea propusă are ca scop asigurarea concurenței loiale între mărfurile produse autohtone și cele procurate prin intermediul trimiterilor poștale. La mărfurile autohtone, oricum se calculează și se achită taxa pe valoare adăugată în mărime de 20% de la livrarea de la primul leu, pe când în cazul trimiterilor poștale internaționale, taxa pe valoare adăugată actualmente se aplică doar de la suma ce depășește 200 de euro per colet, iar pe anul viitor, guvernul a propus că această sumă să fie în mărime de 100 de euro. Dar oricum acest subiect rămâne a fi discutat și decizia urmează să fie luată la nivel parlamentar. 6. Referitor la amendamentele ce țin de eliminarea prohibițiilor la importul mijloacelor de transport, menționăm că, conceptual, legislația vamală nu trebuie să prevadă interziceri de import de careva bunuri, cu excepția celor care este interzisă circulația pe teritoriul țării, cum ar fi drogurile, armamentul, armamentul interzis, am în vedere, și alte substanțe care cad sub aceste interdicții. Iar în cazul în care se dorește restrângerea importurilor anumitor bunuri, din raționamente ecologice, aceasta urmează să fie realizat prin aplicarea unei impozitări progresive. În acest sens, concomitent cu eliminarea prohibițiilor, se propune majorarea esențială a accizelor proporțional termenului de exploatare a mijlocului de transport. Or, existența prohibițiilor creează permanent stimulente pentru activități ilicite, prin care se evită atât interzicile, cât dar și achitarea impozitelor. 7. În partea ce ține de propunerile ce vizează armonizarea legislației vizând produsele de tutun. Considerăm că Parlamentul urmează să decide asupra menținerii sau excluderii noțiunii din proiectul de lege și, respectiv, asupra regimului de impozitare. 8. Cu referire la propunerile ce țin de extinderea termenului de activitate a magazinelor duty free. Guvernul nu susține amendamentul respectiv, întrucât aceasta contravine standardelor UE și generează reducerea veniturilor bugetare. Se consideră importantă reiterarea impactului negativ a propunerilor asupra climatului concurențial loial în mediul autohton. 9. Cu privire la amendamentul ce vizează excluderea taxei aeroportuare, acest amendament de asemenea nu se susține, deoarece această taxă reprezintă o sursă de finanțare importantă a Fondului de Susținere Socială a Populației și, respectiv, excluderea acestei taxe va afecta mai multe programe cu destinație specială în domeniul asistenței sociale. 10. În partea ce ține de amendamentele ce vizează plafonarea taxelor locale, se propune menținerea poziției guvernului. Dezvoltarea economică și respectiv asigurarea sustenabilității bugetare, atât la nivel central cât și la nivel local, este realizată de către contribuabili, care își asumă toate riscurile de antreprenoriat. Ori, lipsa de certitudine și previzibilitate fiscală influențează puternic negativ deciziile instituționale în mediul de afaceri privitor la dezvoltarea afacerii sau efectuarea investițiilor. Este de menționat că mărimea taxelor locale care este propusă a fost calculată astfel încât impactul asupra veniturilor autorităților locale să fie redus la minim.
Astfel, reiterez încă o dată, guvernul își menține poziția privind necesitatea plafonării mărimii taxelor locale începând cu data din 1 ianuarie 2021. 11. Referitor la propunerile de acordare a diferitor facilități fiscale și vamale, menționăm că politicile fiscale și vamale promovate de către guvern sunt bazate pe aplicarea unui sistem general de impozitare. Această abordare include trecerea de la sistem de facilități către subvenționarea directă din partea statului, care ar permite în mod mai eficient, transparent, asigurarea respectării destinației intervenției statului. De asemenea, amendamentele respective nu sunt, în cea mai mare parte, însoțite de indicarea sursei de acoperire a pierderilor bugetare sau a diminuării veniturilor bugetare, ceea ce va cauza deteriorarea sustenabilității bugetare. 12. Totodată se susține amendamentul privind introducerea indemnizației unice mărime de 100.000 de lei pentru personalul din cadrul instituțiilor medico-sanitare care au decedat în lupta cu COVID-19. Se propune că această indemnizație să fie achitată din fondul de rezervă a Guvernului pentru anul 2021, dar să fie achitată pentru toate persoanele, cadrele medicale, care au decedat în urma contactării cu COVID-19, începând cu data de 17 martie 2020. Deci se propune ca această indemnizație să fie achitată și retroactiv pentru aceste persoane. 13. La fel se susține amendamentul privind introducerea sporului cu caracter specific în mărime de 40% personalului din autoritatea responsabilă de controlul constituționalității, înțelegând și conștientizând rolul și importanța Curții Constituționale în societate. Suplimentar, Guvernul propune completarea legii numărul 270 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar cu unele norme pentru a distinge nivelele de salarizare în autoritățile publice locale, în localități sub pragul de 5.000 de locuitori și eliminarea discrepanțelor existente în salarizarea conducătorilor unor instituții bugetare de nivel raional. În vederea îmbunătățirii prevederilor din proiectul de lege au fost propuse completări care au drept scop asigurarea unor condiții echitabile de dezvoltare a mediului de afaceri, precum și îmbunătățirea și simplificarea mecanismelor fiscale naționale. Ținând cont de cele expuse, stimați membri Guvernului, propun acceptarea avizului Guvernului în redacția propusă. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi, vă rog, dacă sunt careva întrebări, la proiectul avizului pentru amendamentele la proiectul politicii bugetar fiscale pentru anul 2021. Noi am discutat preventiv aceste opinii, această poziție a Guvernului pe fiecare din aceste amendamente. Dacă de la momentul discuției până la ședință aveți alte opinii, vă rog să expuneți. Dacă nu, vă rog să susținem proiectul prezentat de Ministerul Finanțelor. Aprobat. Vă mulțumesc. Vă rog, subiectul numărul 2 de data aceasta, domnul viceprim-ministru, vă rog să prezentați proiectul avizului. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, proiectul de hotărâre a Guvernului care îl prezint a fost elaborat în baza rezultatelor examinării avizelor comisiilor parlamentare și amendamentelor deputaților în Parlament la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2021. Astfel, au fost înaintate 138 amendamente care conțin circa 1100 de solicitări, prin care sunt solicitate resurse suplimentare și redistribuiri de alocații în sumă totală de 1,9 miliarde lei, precum și se propun modificări la textul proiectului de lege și anexele la acesta. În rezultatul examinării amendamentelor și în urma revizuirii alocațiilor bugetare incluse în proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2021, aprobat de către guvern, au fost susținute integral sau parțial amendamentele ce se referă la acordarea în anul 2021 a suportului financiar unic în mărime de 1.000 lei pentru beneficiarii de pensii și alocații sociale de stat, a căror cuantum lunar nu depășește 4.000 lei.
Propunerea respectivă se încadrează în politicile proactive de sporire a protecției sociale a beneficiarilor de pensii și alocații sociale, se propune a fi acoperită din contul diminuării parțiale a alocațiilor prevăzute pentru programul de reparație a drumurilor publice naționale, locale, comunale și al străzilor, în sumă totală de 900 milioane lei, care este prevăzut în proiectul bugetului în sumă totală de 900 milioane lei. Menționez că în scopul acordării suportului unic de 1.000 de lei vor fi direcționate surse financiare în sumă de 696,9 milioane lei, ce urmează a fi prevăzute la transferuri către bugetul asigurării sociale de stat. De asemenea, se susține integral amendamentul ce se referă la Comisia Electorală Centrală pentru reparație și procurare tehnicii de calcul în contextul următorului scrutin electoral, suma totală a acestui amendament fiind de 8,5 milioane lei, se propune ca alocarea acestei sume să fie efectuată din contul diminuării alocațiilor prevăzute pentru fondul de rezervă a Guvernului pentru anul 2021. O parte din amendamentele propuse propun modificări la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar prin extinderea autorităților cărora li se aplică valori de referință derogatorii la calcularea salariilor. Aceste propuneri, amendamente, nu se susțin, deoarece valorile de referință derogatorii sunt stabilite pentru autoritățile care, în sistemul anterior, au avut salarii calculate în baza salariului mediu pe economie și pentru care, în rezultatul evaluării și plasării în grilă, urmau a fi reduse semnificativ salariile. Această discordanță va fi soluționat în timp, în urma majorării graduale a valorilor de referință și eliminării celor derogatorii, obiectivul primordial fiind stabilirea unei valori de referință unice în sectorul bugetar. O parte din amendamente conțin propuneri de redistribuire a alocațiilor prevăzute în proiectul de buget prin diminuarea bugetelor unor autorități publice centrale, cum ar fi Cancelarea de Stat, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Ministerul Justiției, Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Informație și Securitate, Serviciul Protecției și Pază de Stat, Procuratura Generală, Aparatul Președintelui Republicii Moldova și suplimentarea bugetelor altor programe bugetare. Aceste amendamente nu pot fi susținute, deoarece au impact asupra indicatorilor generali ai bugetului de stat. De asemenea, este necesar de menționat că alocațiile bugetare pentru anul 2021 au fost prevăzute ieșind din necesitatea asigurării financiare a măsurilor de politici și angajamente asumate în baza contractelor deja încheiate. În același timp, cheltuielile incluse în proiectul de buget au fost determinate de cadrul de resurse estimat, prognoza veniturilor care vor fi acumulate precum și reieșind din evoluția executării cheltuielilor în anii precedenți și capacitățile reale de valorificare a mijloacelor pe parcursul unui an bugetar. Astfel, propunerile de buget au fost coordonate cu autoritățile publice centrale, iar în caz de necesitate, bugetele acestora pot fi suplimentate sau diminuate la etapa modificării bugetare anuale în condiții în conformitate cu prevederile legislației în cadrul rectificărilor bugetare. Deci aceste propuneri care au parvenit privitor la diminuarea considerabilă a bugetelor unor autorități și realocarea resurselor pentru alte programe, propunem să nu fie susținute, deoarece diminuarea în așa măsură cum s-a propus a finanțării acelor ministere și autorități care le-am menționat, deci în opinia Ministerului Finanțelor, dar și în opinia acestor autorități, va duce la disfuncționalitatea acestor autorități și imposibilitatea exercitării atribuțiilor ce le revin conform legii. Solicitările de mijloace financiare destinate autorităților publice locale pentru cheltuieli capitale, înaintate în amendamentele deputaților în Parlament, în total se estimează la 422,7 milioane lei. Dat fiind că aceste solicitări depășesc considerabil posibilitățile financiare și în mare parte acestea se atribuie dezvoltării infrastructurii drumurilor, au fost identificate posibilități de redirecționare în aceste scopuri a mijloacelor financiare de la programul de reparație a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor, care urmau să fie repartizate prin hotărâri de guvern. Și această sumă este propusă pentru redirecționare, este 203,1 milioane lei. Și totodată se propune a diminua cheltuielile la acțiuni cu caracter general și
redirecționarea acestor surse către finanțarea proiectelor investiționare locale în sumă totală de 100 milioane de lei. Respectiv, se propune ca guvernul să avizeze pozitiv redistribuirea a 303,1 milioane lei, dintre care 203,1 milioane lei de la programul de reparație a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor și 100 de milioane lei de la acțiuni cu caracter general pentru suplinirea proiectelor investiționale locale care vor fi reflectate în anexa 7 la legea bugetului de stat pe anul 2021. Totodată, guvernul propune ca, reieșind din faptul că solicitările deputaților sunt mai mari decât posibilitățile bugetare identificate, se propune ca repartizarea acestor mijloace financiare pe autorități publice locale și pe obiecte concrete să rămână la latitudinea deputaților și urmează a fi adoptată în plenul Parlamentului, fără depășirea parametrilor generali ai bugetului de stat. Amendamentele susținute, care le-am menționat anterior, impun modificări și completări la textul proiectului de lege și în toate anexele corespunzător. În rezultatul modificărilor operate, indicatorii principale ai bugetului de stat, veniturile, cheltuielile și deficitul, nu vor suporta modificări. În contextul și în condițiile celor expuse, rog aprobarea avizului Guvernului la amendamentele deputaților la proiectul legii bugetului de stat pe anul 2021. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări. Referitor la poziția Ministerului Finanțelor pe amendamentele înaintate de deputații în Parlament asupra proiectului legii bugetului de stat 2021. Nu sunt întrebări, nu sunt obiecții, remarcăm doar că s-au acceptat un număr mare de amendamente, în special în ceea ce ține de alocarea mijloacelor financiare pentru investiții în autoritățile publice locale. Din câte ați remarcat, este vorba de 303 milioane lei suplimentar la cele 52 pe care guvernul inițial le-a inclus în proiectul bugetului de stat. Deci doar pentru autoritățile publice locale vom avea în acest an 355 de milioane, dacă pot eu număra corect. Deci care urmează să fie distribuite autorităților publice locale pentru proiecte investiționale în funcție de necesitățile lor. Un moment important de menționat, asumat în cadrul prezentării proiectului că se iau de la drumuri, deci menționăm încă o dată, nu se ia nimic de la fondul rutier, deci fondul rutier rămâne în suma foarte semnificativă, aș spune, deci nu este înlocuit, este înlocuit din acel program care era destinat reparației drumurilor în localități. După cum și-am promis, venim cu propuneri de a investi în localități conform cerințelor, solicitărilor comunităților, în primul rând. Și încă un moment important, nici la începutul anului 2020 pentru programul Drumuri Bune nu erau bugetați bani. Pe parcurs am venit și am oferit acești bani, respectiv sper că și la anul se va veni cu, deci în 2021 se va veni pentru acest proiect care tot este unul important pentru țară. În mod firesc, bineînțeles, înțelegem toți deputații care au venit cu solicitări suplimentare. Eu consider că argumentele prezentate de Ministerul Finanțelor de ce nu se acceptă un amendament sau altul sunt destul de pertinente și propun să susținem acest proiect, mai ales că unii deputați și-au adus și exemple de instituții de unde de tăiat din buget, fără ca să-și dea seama că de fapt propun să taie din bugetul cheltuieli de personal, adică să lasă polițiștii fără salariu, alte instituții ale statului. Deci este firește că Ministerul Finanțelor, dar și ministerile respective de ramură nu au susținut aceste amendamente. În aceste condiții, stimați colegi, vă rog să aprobăm proiectul avizului prezentat de domnul viceprim-ministru. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 3, doamna ministru Viorica Dumbrăveanu, vă rog.
Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră avizul asupra amendamentelor la proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021. Blocul de amendamente cu privire la acordarea suportului financiar se susține amendamentul numărul 581 privind acordarea suportului financiar unic în mărime de 1000 de lei pentru beneficiarii de pensie și alocații sociale de stat, a căror cuantum lunar nu depășește 4000 de lei. Ori propunerea respectivă se încadrează în politicile proactive de sporire a protecției sociale a beneficiarilor de pensie și alocații sociale. Subliniez că pentru acordarea suportului financiar unic în mărime de 1000 de lei, din contul transferurilor de la bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat, este necesară suma de 696,8 milioane lei, care va fi acordată pentru circa 690.334 persoane. Totodată, referitor la a doua plată a suportului unic, menționăm că în funcție de resursele financiare disponibile, Guvernul, pe parcursul anului 2021, va examina posibilitatea acordării acestuia. Amendamentul numărul 250, privind majorarea pensiei minim până la 1.300 de lei, nu se susține și, ca și argument, invocăm că în sistemul actual de pensionare mărimea pensiei este în legătură directă cu nivelul contribuției al fiecăruia în bugetul asigurărilor sociale de stat. Prin urmare, cuantumul pensiei pentru limite de vârstă depinde de perioada totală de activitate a persoanei și salariul din care a fost achitate contribuțiile de asigurări sociale. Mai mult ca atât, țin să precizez că sporirea gradului de protecție socială a persoanelor cu venituri mici, inclusiv a pensionarilor cu pensii mici, reprezintă o prioritate de guvernare și se realizează prin aplicarea măsurilor din domeniul de asistență socială. Politica promovată în acest domeniu, fiind axată pe direcționarea programelor financiare spre susținerea persoanelor cu venituri mici pentru asigurarea acestora a unui venit lunar minim garantat, care este stabilit prin lege. Astfel, la acest capitol, în prognoza transferurilor la bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat, pentru anul 2021, într-o realizare a programului de ajutor social, au fost estimate mijloace financiare în sume de 1 miliard 130 milioane lei. Amendamentul numărul 250 propune stabilirea contribuției fixe de asigurări sociale în sumă de 11.331 lei pentru liberii profesioniști ce practică activitate în sectorul justiției, ce oferă dreptul la pensii pentru limită de vârstă și ajutor de deces, și amendamentul 378 ce propune stabilirea diferențiată a contribuției fixe de asigurări sociale în dependență de veniturile obținute și respectiv stabilirea diferențiată a prestațiilor de asigurări sociale în cazul liberilor profesioniști ce practică activitate în sectorul justiției, nu se susține. Mecanismul de asigurare socială propus pentru liberii profesioniști ce practică activitate în sectorul justiției a fost înaintat în scopul îmbunătățirii asigurării sociale acestor categorii de cetățeni, ori conform prevederilor anterioare erau asigurați doar numai pentru pensie minimă pentru limită de vârstă și ajutor de deces, nefiind acoperite alte riscuri sociale precum maternitate, dizabilitate, boală, accident de muncă. Respectiv, noul mecanism vine să elimine discrepanțele identificate în asigurarea socială a liberilor profesioniști din domeniul justiției prin garantarea echității sociale, dar și oferirea posibilității de a beneficia corelativ contribuțiilor achitate de toate tipurile de prestații oferite în acest sistem. Suplimentar, propunerea privind instituirea noului mecanism de asigurare socială a liberilor profesioniști din sectorul justiției este înaintată concomitent cu propunerea privind revizuirea regimului fiscal aplicat acestora prin reducerea cotei de la 18 la 12%, prin care se asigură unificarea cotei de impozitare a veniturilor la nivelul cotei standard de 12%. În contextul celor expuse, rog aprobarea avizului asupra amendamentelor înaintate la proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2021. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna ministru. Stimați colegi, vă rog, dacă sunt careva întrebări pe proiectul, avizul prezentat, dacă sunt, poate, opinii diferite decât cele prezentate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Remarcăm în mod special identificarea posibilității de a aloca acel suport bănesc de data aceasta de 1000 de lei și de data aceasta pentru beneficiare de prestații sociale care primesc mai puțin de 4.000 de lei. Deci vedeți că doar într-o an a crescut de la 2.000 la 4.000 acest plafon, dar și suma a crescut considerabil. Respectiv, cred că
este un suport binevenit pentru mai mult de 670.000 de persoane, dacă nu mai mult, chiar o să vedem cifra finală, care va fi alocată persoanelor care necesită acest suport. Stimați colegi, dacă nu sunt obiecții sau întrebări, vă rog să aprobăm și acest proiect de aviz. Aprobat, vă mulțumesc. Doamna ministru, vă rog, continuați. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenția dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea avizului asupra amendamentelor la proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2021. Referitor la amendamentul numărul 28, privind completarea anexei numărul 2 cu un nou subprogram, subprogramul îngrijirii paliative, cu un buget de finanțare de 80 milioane lei, comunicăm că dezvoltarea îngrijirii paliative prestate în cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistență medicală, bazate pe principiul respectării demnității și necesităților specifice ale bolnavului în faza terminală, reprezintă o prioritate pentru sistemul de sănătate. Totodată, reieșind din faptul că serviciile de îngrijire medicală paliative sunt prestate în condiții de staționar, hospice, în cadrul asistenței medicale spitalicești și la domiciliu, de echipa mobilă în cadrul îngrijirilor medicale comunitare și la domiciliu, la subiectul vizat se va reveni pe parcursul anului 2021, ori potrivit noilor modificări care au fost aprobate la legea ocrutirii sănătății, prin legea aprobată anul curent, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii prenotate, urmează a fi adus în concordanță mai multe acte normative. Nomenclatura serviciilor de îngrijire paliative, regulamentul privind organizarea și desfășurarea activității serviciilor care acordă îngrijire paliative, precum și standardele minime de calitate pentru serviciile de îngrijire paliative, programul unic al asigurărilor obligatorii de asistență medicală cu o secțiune distinsă destinată îngrijirilor paliative. Astfel, ca urmare a aducerii în concordanță actelor normative cu legea menționată supra, la eventuala rectificare a legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2021, aceste servicii vor face parte dintr-un subprogram separat în cadrul programelor de cheltuieli ale fondurilor. Amendamentul 131 privind ajustarea subprogramului asistență medicală primară, în vederea includerii în componența acestuia tratamentul la domiciliu a persoanelor diagnosticate COVID-19, și tratamentul de recuperare post-COVID nu se susține. Mecanismul de includere, de fapt, a medicamentelor pentru compensare din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, fiind reglementat prin Ordinul Comun al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și inclusiv Compania Națională de Asigurări în Medicină, iar lista medicamentelor compensate la fel este aprobată printr-un Ordin Comun al autorităților vizate. Ori mecanismul actual de includere a medicamentelor pentru compensare din fondurile de asigurări obligatorii de asistență medicală nu limitează Consiliul pentru Medicamente Compensate, autoritate de decizie în domeniul dat, format din reprezentanții Ministerului, CNME și AMDM, în dreptul de a extinde lista medicamentelor compensate, inclusiv în cazul tratamentului la domiciliu a COVID-19. Mai mult ca atât, comunicăm că în condițiile evoluției situației epidemiologice a infecției COVID-19 în Republica Moldova, subiectul privind includerea în sistemul de compensare a medicamentelor pentru tratamentul la domiciliu a persoanelor diagnosticate cu COVID-19, formele moderate, indiferent de statutul persoanei, asigurată sau neasigurată, a fost examinat suplimentar în cadrul Consiliului pentru Medicamente Compensate, cu aprobarea listei medicamentelor și a schemelor de tratament compensat în condițiile de domiciliu pentru pacienți infectați COVID-19. Rog susținerea acestui aviz. Vă mulțumesc, doamna ministru. Stimați colegi, vă rog și aici dacă sunt câteva întrebări sau propuneri suplimentare. Nu sunt, este vorba despre bugetul pentru medicină pentru anul 2021, care sperăm să fie unul mai ușor, dar nu putem să garantăm. De aceea este necesar să asigurăm finanțarea adecvată necesităților pentru sistemul medical. Pentru aceasta am alocat jloace suplimentare, inclusiv pentru remunerarea muncii medicilor. Și apropo, remarcă celor care cred că țara poate să intre în anul nou și fără buget aprobat. Deci, în asemenea scenariu, nu că nu va fi posibil de majorat salariul cu 30% de la 1 ianuarie, dar nu va fi posibil de achitat și majorarea care deja este valabilă de la 1 septembrie.
De ce? Încă o dată folosindu-mă de ocazie, fac apel către conștiința celor care tratează nu prea serios acest exercițiu bugetar fiscal sau de aprobare legilor în Parlament. Stimați colegi, dacă nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm și acest proiect de aviz. Aprobat, vă mulțumesc. Următorul subiect, domnul viceprim-ministru Pușcuță, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii guvernului, se prezintă atenție dumneavoastră proiectul hotărârii guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Între executarea prevederilor, articolul 6 din legea numărul 69 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică, se propune alocarea sumei de 60.816.000 lei, dintre care 11.312.000 lei din fondul de intervenție și 49.504.000 lei din fondul de rezervă ale guvernului pentru acordarea indemnizațiilor unice în sumă de 16.000 lei pentru 3.801 persoane angajați din domeniul apărării, domeniul afacerilor interne, domeniul justiției, administrației penitenciare, domeniul securității statului, instituțiilor medico-sanitare publice spitalicești, de asistență medicală urgentă prespitalicească, de asistență medicală primară și altor autorități, instituții bugetare, angajații cărora au contractat infecția COVID-19 în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Mijloacele financiare se alocă autorităților administrației publice centrale și locale după cum urmează. 19,7 milioane lei Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru 1234 de persoane. 7.968.000 lei Ministerul Afacerilor Interne. 6.960.000 Consiliului Municipal Chișinău. 1.536.000 lei Comitetului Executiv UTA Găgăuzie. Câte 1.184.000 lei Consiliul Raional Cahul Iedineț Florești. Câte 1.104.000 Consiliul Municipal Bălți. Câte 1.008.000 Consiliului Municipal Timișlia și Ialoveni. 1.072.000 Ministerul Justiției, 1.056.000 Consiliului Raional Șoldeniști, 864.000 Procuraturii Generale, câte 896.000 lei Consiliului Raional Briceni, Mispăreni și Ungheni, 880.000 lei Consiliului Raional Drochie, 848.000 lei Consiliului Raional Orhei, 832.000 lei Consiliului Raional Strășeni, 768.000 lei Consiliului Raional Anini-Noi, 688.000 lei Ministerului Apărării, 640.000 lei Consiliului Raional Căușeni, 544.000 lei Consiliului Raional Glodeni, câte 512.000 lei Consiliului Raional Hâncești și Telenești, 496.000 lei Consiliului Raional Dondușeni, 480.000 lei Consiliului Raional Sângerei, a câte 416.000 lei Consiliului Raional Făleș și Ochniță, câte 400.000 lei Consiliului Raional Hâncești și Telenești, suplimentar, 384.000 lei Consiliului Raional Călăraș, 352.000 lei Consiliului Raional Soroca, câte 336.000 lei Consiliului Raional Cantimir și Rezina, 288.000 lei Consiliului Raional Criuleni, 272.000 lei Centrul Național Anticorupție, câte 224.000 lei Ministerul Economiei și Infrastructurii și Consiliului Raional Basarabeasca, 208.000 lei Centrul Național pentru Protecția Datelor Caracter Personal și alte autorități deja cu sume mai mici. Reșind din prevederile legei numărul 69 și acele modificări care au fost recent acceptate de către Parlament pentru extinderea posibilității achitării acestei indemnizații în mărime de 16.000 de lei, nu doar din fondul de intervenție a guvernului, dar și din fondul de rezervă, rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări. Este vorba de alocarea acelei indemnizații de 16.000 de lei pentru aproape 3.750 de persoane angajați în medicină, poliție, autoritățile publice locale care s-au infectat de acest virus. Și conform legii 69, după cum a fost anunțat, guvernul alocă aceste 60 de milioane pentru a achita indemnizația respectivă.
Nu sunt întrebări și obiecții. În aceste condiții, vă rog să aprobăm proiectul prezentat. Aprobat, vă mulțumesc. Următorul subiect, vă rog, continuați, domnule viceprim-ministru. Stimate domnul prim-ministru, stimați membrii guvernului, este prezentă spre examinare și aprobare proiectul hotărârii de guvern privind repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate în legea bugetului de stat pentru anul 2020. Prezentul proiect de hotărâre a Guvernului este elaborat în conformitate cu prevederile articolului 60 a Legii Finanțelor Publice și Responsabilității Bugetar Fiscale, care permite cu acordul Guvernului redistribuirea alocațiilor aprobate prin legea anuală a bugetului de stat între autorități publice centrale și între programele unei autorități în mărime de până la 10% din volumul alocațiilor bugetare aprobate, și articolul 3 al legii bugetului de stat pe anul 2020, care autorizează guvernul să repartizeze pe autorități publice alocațiile prevăzute în bugetul de stat pentru implementarea sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar. Proiectul în cauză prevede redistribuirea din alocațiile prevăzute în bugetul de stat pentru implementarea sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar a mijloacelor financiare în sumă de 145,5 milioane lei, dintre care pentru autorități publice centrale în sumă de 117,1 milioane lei și prin transferuri către bugetele locale în sumă de 28,4 milioane lei în scopul asigurării implementării prevederilor legii numărul 270 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, dar și a hotărârii guvernului numărul 811 privind acordarea premiului anual personalului din unitățile bugetare pentru rezultatele activității în anul 2019 și abrogarea hotărârii Guvernului numărul 180 cu privire la plata premiului anual personalului din unități bugetare. De asemenea, în scopul acoperirii insuficienței pentru achitarea premiului anual personalului din instituțiile de învățământ profesional tehnic la autogestiune pentru rezultatele activității în anul 2019, proiectul în cauză prevede prin derogare de la punctul 37 din condițiile de salarizare personalului din instituțiile de învățământ care funcționează în regim de autogestiune financiară economică, dreptul fondatorului de a suplimenta bugetele acestor instituții în funcție de necesități din contul rezervelor identificate în cadrul programelor respective de cheltuieli pentru asigurarea achitării premiilor corespunzătoare. Conștientizând importanța acestui proiect pentru sectorul bugetar, pentru angajații din sectorul bugetar, dar și cunoscând despre așteptările pe care le au angajați în sectorul bugetar, rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări sau intervenții. Nu sunt întrebări. După cum am anunțat anterior, guvernul a alocat banii necesari pentru achitarea a premiului anual pentru rezultatele anului 2019. Este vorba de suma de aproape 520 de milioane de lei. În rezultatul verificărilor cu autoritățile publice locale și centrale s-a identificat că în bugetele acestor autorități este un deficit pentru acest articol de cheltuie pentru acest scop. De ce? Astăzi, prin hotărâre respectivă, noi suplimentăm, noi completăm acest buget, astfel încât toate instituțiile bugetare și inclusiv ce am menționat la final, domnul viceprim-ministru, școlile profesionale, se poată achita premiul anual pentru angajați, așa cum a fost decis prin hotărâre de guvern și așa cum trebuie să fie până la sfârșitul acestui an. De ce, vă rog, stimați colegi, să aprobăm și acest proiect. Aprobat, mulțumesc. Rog colegii de la Ministerul Finanțelor și în alte ministerie, în timpul care a mai rămas până la sfârșitul anului, să asigurați achitarea acestui premiu pentru toți, mai ales că banii au fost identificați și sunt oferiți. Și ultimul subiect inclus pe ordinea de zi, doamna ministru Viorica Dumbrăveanu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenția dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului.
Scopul acestui proiect constă în reglementarea modalității de plată a prestațiilor de asigurări sociale, prestațiilor de asistență socială, prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice MPEI. Ori odată cu aprobarea hotărârii Guvernului cu privire la Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice MPEI, a fost prevăzută o nouă componentă a serviciului privind distribuirea plăților de stat către cetățeni, pe lângă componenta de încasare a plăților disponibile. Implementarea acestor prevederi va asigura libertatea și comoditatea beneficiarilor de a alege la orice etapă a vieții, atunci când sunt beneficiari a prestațiilor de asigurări sau asistență socială, prestatorul de servicii de plată, modalitatea de plată prin orice instrument de plată care este prevăzut și în orice locație din țară, prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice MPEI. Modificările propuse vor eficientiza totodată și utilizarea rațională a mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat. Reșind din argumentele care sunt invocate, rog susținerea proiectului de hotărâre prezentat. Vă mulțumesc, doamna ministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări să vă expuneți. Nu sunt întrebări, un serviciu foarte bun care, într-adevăr, înseamnă și digitizare, dar și înseamnă servicii mai accesibile pentru beneficiarii de prestații. Dacă nu sunt întrebări, vă rog să susținem acest proiect, să-l aprobăm. Aprobat, vă mulțumesc. Stimați colegi, cu această ordine de zi a ședinței de astăzi, eu ceva am încurcat, domnul viceprim-ministru? Da, stimați domn prim-ministru, mai este un proiect de hotărâre care îl propun să-l examinăm astăzi cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Permisiunea dumneavoastră. Mulțumesc, vă rog. Vă rog. Da, stimați membri Guvernului, se prezintă atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare. La data de 18 octombrie 2019, Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții au încheiat acord cadru de împrumut pentru gestionarea deșeurilor solide în Republica Moldova în sumă totală de 25 milioane euro, împrumut care a fost ratificat prin legea numărul 89 din anul 2020. În conformitate cu punctul 4 din preambulul acordului de finanțare, împrumutatul va pune la dispoziție beneficiarilor finali sumele de credit sub formă unui împrumut și sau unui grant în temeiul unui acord de subfinanțare. Astfel, proiectul respectiv de hotărâri de guvern a fost elaborat în vederea alocării primăriei municipiului Chișinău mijloacelor financiare în sumă de până la 9 milioane euro sub formă de grant în baza unui acord de subfinanțare în cadrul proiectului deșeuri solide Chișinău. Această inițiativă vine la solicitare primăriei municipiului Chișinău și a fost coordonată cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Regionale. Din proiectul prezentat, din solicitarea prezentată de către Primăria Municipiului Chișinău, aceste mijloace financiare urmează să fie direcționate pentru reconstrucția acelui obiect bine cunoscut de noi toți, care se află la Țânțăreni și care este în stare de necesitate urgentă de alocare mijloacelor financiare și de efectuarea lucrărilor de îmbunătățire a stării de lucruri. Proiectul a fost supus avizării și expertizării de către autoritățile interesate în modul stabilit de legislație. În acest context, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, domnule viceprim-ministru. Da, într-adevăr, este subiectul numărul 7 și este un proiect important, ține tot de alocarea mijloacelor financiare, de data aceasta pentru Consiliul Municipal Chișinău, problema managementului deșeurilor solide. Este una foarte stringentă, respectiv, cred că nu sunt obiecții din partea colegilor ca să susținem acest proiect. Nu sunt. Vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, mulțumesc. Mai verific o dată, parcă am examinat toate subiectele de pe ordine de zi. Stimați colegi, vă mulțumesc. Vă rog foarte mult. Imediat interacționați cu Parlamentul pentru ca să promovăm aceste proiecte importante, mă refer la proiectele bugetare fiscale, în comisii, în plen, astfel încât să asigurăm că țara în ianuarie intră cu bugete aprobate și cu posibilitatea de a finanța toate necesitățile statului. Remarc încă o dată despre faptul că aceste proiecte sunt foarte importante,
O eventuală neaprobare a lor, acestor proiecte pune în pericol capacitatea Ministerului Finanțelor de a finanța legal cheltuielile statului. În ceea ce privește unele riscuri exprimate de unii deputați în privința capacității de a finanța, în privința disponibilității banilor, eu rog foarte frumos să renunțe la acea idee cu găuri bugetare și tot așa mai departe. Atâta timp cât echipa respectivă gestionează lucrurile, nu o să fie riscuri pentru finanțarea necesităților statului. Noi doar facem apel la conștiința Parlamentului să examineze și să aprobe bugetele. Restul lăsați pe mâna ministerilor în care într-adevăr sunt profesioniști și nu politicieni care fac declarații fără nicio responsabilitate. Stimați colegi, acestea fiind spuse, vă doresc o seară bună și vă doresc succes în promovarea proiectelor în Parlament. Vă mulțumesc!